Pești există diferiți. Unii înoată calm în acvarium și nu reprezintă nicio amenințare. Alții pot să muște un pic pescarul, dar fără daune prea grave. Însă există și cei care pot mușca chiar și fierul. Astăzi vom vorbi despre cei mai periculoși pești din lume și nu doar. În acest episod veți vedea și de ce sunt capabili. Așa că puneți un like și să începem! Deci, ce pește poate mușca chiar și fierul? Poate un rechin uriaș sau un somn? Posibil, dar vreau să vă arăt peștele care are cea mai puternică mușcătură de pe planetă. Este vorba despre pirania. Sunt sigur că mulți dintre voi nu sunteți surprinși să auziți asta, dar în același timp pun pariu că aveți întrebări. De ce pirania are cea mai puternică mușcătură? Rechinul nu ar trebui să fie și mai puternic la acest capitol? Desigur că da, dar dacă vorbim despre mărimea corpului în raport cu puterea fălcilor, pirania va fi mult peste rechinul legendar. Forța fălcilor și colții ascuțiți, cât și structura lor, îi permit piraniei să muște aproape orice. Uitați-vă cu câtă ușurință taie un fir gros de oțel. Cu aceeași mușcătură poate să lase o gaură într-o doză pustie de suc, fără prea mult efort, să muște o creangă și în general orice, sau pe oricine. Pirania poate mușca un șarpe în două dintr-o mișcare sau să organizeze un iad adevărat pentru somn și păsări. Chiar și un singur pește este puternic, dar de obicei ei vânează în grupuri. Un grup mare poate să se lămurească cu un adversar în câteva secunde, iar în câteva minute să lase doar oase din el. Treaba nu e doar în agresivitatea și voracitatea acestor monștri sudamericani. Principalul atu este structura colților. Sus și jos, dinții au aceeași formă, de aia atunci când gura este închisă, nu are goluri între dinți. Anume, datorită acestui fapt, pot mușca bucăți întregi de carne de la victimele lor și chiar și fierul. Apropo, mitul despre pirania care mănâncă oameni e doar un mit. Deși sunt puternici, acești pești sunt destul de fricoși. Nu o să atace aproape niciodată o pradă ureasă. Așa, de-aia putem fi calmi. Din altă parte, ei pot să încerce să muște un înotător sau pescar neatent, provocându-le leziuni neplăcute. De-aia, acești dințoși nu pot fi numiți complet inofensivi pentru oameni. Goliaf. Probabil că doar acești pești pot să concureze cu pirania la capitolul dantură. Spre deosebire de pirania, care sunt cât de cât neutre, Goliaf arată ca un monstru din coșmaruri. Are 32 de dinți și fiecare dintre ei arată ca un colț. Deși nu este un colț. Adăugați aici și dimensiunea decentă, câteva zeci de kilograme și aproape un metru în lungime. Nu uitați să condimentați cu temperamentul agresiv al peștelui și veți înțelege de ce se tem atât de mult de el în Africa. Poate fi întâlnit în fluviul Congo, unde se consideră cel mai insidios și periculos prădător. Chiar și crocodililor le e cam frică de el, căci uneori îi atacă. De obicei însă Goliaf preferă prada mai mică. Ca și pirania, formează deseori grupuri, folosesc o combinație de abilități senzoriale ascuțite, care le permit să captureze vibrațiile de frecvență joasă emise de alți pești. Urmăresc prada, apoi se repezesc și o atacă, lăsând-o fără nicio șansă de salvare. Cum ar arăta hibridul unui șarpe uriaș și a unui pește periculos? Cred că cumva așa. De fapt, nu e un hibrid, ci murena. În general, toate murenele sunt periculoase, dar murena tigrată reprezintă o amenințare specială. De la o singură privire, este clar de ce. Acești pești au aproximativ un metru în lungime și trăiesc la adâncimea de la 9 la 30 de metri. Murenele tigrate locuiesc în apele calde ale Atlanticului și își caută victime. În general, mănâncă pești nu prea mari, moluște și crustacee, însă uneori pot să se lupte și cu rudele lor. Gura murenei este echipată cu dinți foarte mari și transparenți, care seamănă cu cioburile de sticlă. Chiar și atunci când închide gura, dinții oricum se văd. Dacă va avea posibilitatea, murena va ataca pe oricine care nu i-a plăcut, chiar și pe un scafandru. Cei care au avut nenorocul să se întâlnească cu această murenă nu vor uita niciodată această experiență șocantă. În mări, oceane și râuri înoată încă multe creaturi cu colți, dar nu doar cei cu colți ascuțiți pot fi periculoși. Să nu uităm de peștii otrăvitori, creaturi care se deosebesc prin agresivitatea lor sălbatică sau pești care pot răni omul doar ciocnindu-se de el. Primul pe listă este Toadfish. Nu este hibridul unei broaște râioase și a unui pește. Creatura a fost numită așa din cauza aspectului ei nu prea atractiv. Nu are solzi, iar tot corpul e acoperit de niște excrescențe și spini. Pe lângă asta, ca o adevărată broască, poate să emită diferite sunete, mormăit, claxonat, scârțâit,
Sunetele sunt emise pentru a avertiza alți locuitori marini că acest teritoriu este ocupat. Este chiar destul de zgomotos. În apropierea ei, volumul ajunge la 100 de decibeli. Același volum îl are un toboșar când bate tobele. Apropo, acest pește mai are și o altă denumire. În unele limbi îi se zice peștele urât. Iată, așa simplu și direct. Dar care este pericolul? Treaba e că peștele ăsta are niște spini otrăvitori. Durerea înțepăturii de la acest pește seamănă cu durerea înțepăturii unui scorpion. Apoi apare o edemă și crește febra. Decese în urma otrăvirii cu toxinele lui nu au fost fixate și sperăm să fie așa în continuare. Lasă să-și vâneze prada marină, crabi, pești, crustacei și așa mai departe. Apropo, uneori acest pește poate să se lupte cu următorul de pe lista noastră. Peștele leu. Iată-l, complet opusul celui urât de până acum. Peștele leu are niște înotătoare grațioase și arată foarte frumos, dar nu merită să vă lăsați dus de nas din cauza asta și mai mult decât atât să nu încercați să-l luați în mână. Este super periculos. În înotătoarele sale luxoase se ascund acele ascuțite otrăvitoare. Chiar și un contact minim e îndeajuns ca omul să înceapă a sângera. Dar nu se termină aici. Prin răni intră un venin care doar crește efectul durerii. În unele cazuri, toxina cauzează convulsii și paralizie, iar ulterior moarte tisulară și infecții ale sângelui. Deseori oamenii își pierd cunoștința. Singuri înțelegeți la ce poate duce asta sub apă. Așa că e mai bine să vă țineți mai departe de peștele leu. Scorpaiena. La exterior arată ca peștele piatră, cel mai otrăvitor pește din lume care poate ucide un om în câteva ore. Scorpaiena nu e atât de toxică, dar tot periculoasă. Despre asta vorbește numele lui. Astfel mai este numită peștele scorpion. Și cum este corect pentru un adevărat scorpion, acest pește e otrăvitor. Corpul lui e presărat cu spini ce secretă mucus toxic. Dacă vă veți atinge de scorpaiena, vă va înțepa și va fi foarte dureros, ca și în cazul cu peștele zebră. Nu se va limita totul la o singură înțepătură. În rană va nimeri venin, care va cauza doar inflamații în unele cazuri, dar uneori efectul e foarte puternic și poate cauza edem pulmonar, tensiune scăzută și anemie. Aceste simptome pot dura câteva zile. Puțin probabil că cineva ar vrea să sufere 2-3 zile. De aia e mai bine să vă țineți departe de acești pești. Apropo, se camuflează perfect printre corali și fundul mării. Dar după părerea mea, următorul pește se camuflează și mai bine. Dragonul de mare. De fapt, nu este un dragon și nu chiar atât de mare. Crește maxim la 0,5 metri în lungime, cântărește aproximativ 1 kg, dar e periculos la fel ca și dragonii din mituri și basme. El se îngroapă în nisip unde își așteaptă prada. Se ascunde atât de bine încât uneori e imposibil să fie observat. Înotătorul sau scafandrul poate călca pe nisip crezând că sub el nu se află nimic și să primească o înțepătură dureroasă a spinelor. Ca și eroii precedenți ai compilației, dragonul de mare e otrăvitor. Înțepătura lui provoacă o durere arzătoare care se răspândește prin tot corpul. În locul leziunii se formează un edem, apoi încep convulsiile. În cazuri grave e posibilă chiar și paralizia membrelor. Se pare că de acum înainte trebuie să înotăm în pantofi. Deși încălțămintea poate să ne protejeze de dragonul de mare, pericolele se ascund nu doar la fundul oceanului. Peste scafandru poate să dea de nicăieri un țipar de mare. Se deosebește printr-un cioc alungit, care de fapt sunt fălcile. Ele sunt foarte puternice, pot fi comparate cu un harpon sau suliță. Dacă va accelera și va executa o lovitură exactă, poate lăsa o rană cu pătrundere. Acești pești pot mușca și un om. Există cazuri de răni în zona capului, trunchiului și a picioarelor. Au fost fixate chiar și decesuri. Baracuda. Iată, acest pește poate fi numit cel mai nesăbuit, agresiv și nebun pește de pe planetă. Sunt niște monștri adevărați ai lumii acvatice. Lungimea lor ajunge până la 2 metri, greutatea până la 50 de kilograme. Dinții ascuțiți le permit să se angajeze în lupte cu oricine ar fi. Într-o zi, baracuda poate să se lupte cu un pește leu otrăvitor, în alta să atace un ton, iar în a treia pur și simplu să organizeze o vânătoare aleatorie și să înceapă să-i mănânce pe toți din calea sa. Creveți, calmari, pești...
Puține creaturi sunt capabile să îi se opună. Nu e ușor nici să fugi de el, fiindcă ajunge la viteza de 50 de km la oră. Ce ține de om, chestia e un pic ambiguă. În apa limpede, baracuda nu va ataca oamenii niciodată. Din altă parte, dacă apa e un pic tulbure și omul e prea activ, atunci poate să-l ia drept pradă și să-l atace. Acești pești sunt capabili să rupă câteva bucăți de carne în câteva mușcături. Mai merită să explic de ce întâlnirea cu baracuda este foarte periculoasă. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care dintre creaturile prezentate de noi în acest episod vi se pare cea mai periculoasă. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!